Bine ați revenit la mobilisima.ro, jocul se numește Sandstorm Pirate Wars, e gratuit în Play Store, vine de la Ubisoft și jucăm pe Asus Zenfone Max. Este un joc la care s-a lucrat foarte mult, a stat 10 luni în soft launch și poate fi definit drept acel minigame din Assassin's Creed Pirates, care avea două nave care se luptă lateral, una lângă alta. Ei bine, aici avem nave spațiale care se luptă în deșert. Iată zona de oraș, în care apar și unele personaje care au quest-uri pentru noi, întrebări sau pur și simplu vor să socializeze. Avem arena unde ne luptăm PvP, hangarul unde avem nava ce poate fi upgradată sau personalizată la aspecte precum motor, corp, cockpit sau coadă. Și aici putem echipa armele, avem tot felul de turete, lasere, rachete, mitraliere, cannon-uri și pentru suport avem scuturi și flare-uri care distrag rachetele. Mai departe, spuneam de City, în Pirate Arena avem PvP, în Hangar l-am văzut deja, în Tavern găsim extra quest-uri, pe lângă cele principale. Mi-amintește de taverna din Star Wars, în fine avem o grămadă de quest-uri, nu mai încape încă unul acum. Și apoi trecem la treabă în zona map. Aici avem questurile principale. Trebuie să găsesc leacul unei boli, să ajung la o Bloody Mary și în Scrap Town, cumva. Aici este una dintre misiuni. Apăsăm Go și începe misiunea. Fiecare dintre aceste nivele durează foarte puțin, undeva pe la un minut, un minut și jumătate. Lupta arată astfel. Vine nava noastră, apare încă una lângă ea, ne flanchează și începe bătălia. Ideea este să atacăm întâi scuturile rivalului. Am pregătit și flare-urile care vor distruge sau distrage rachetele. Tragem spre scut, facem swipe cu armele noastre spre zona în care dorim să tragem. Avem și acest buff, Weapon Rage, care amplifică puterea armelor noastre. Până acum merge binișor, începem să-i tragem în arme și iată că l-am doborât pe inamic. Grafica arată bine. Bătăliile sunt cam prea scurte pentru gustul meu, dar de-a lungul traseului putem să ne întâlnim chiar și cu 2-3 nave. La final putem să ne alegem chiar noi ce loot să obținem. Foarte multe dialoguri sau pseudo-dialoguri. Ne apropiem de țintă și dacă nu se întâmplă nimic, niște ruine pe drum, ok. Am obținut niște bolți, unul dintre currency-urile jocului. Și iată ne-a ajuns la destinație. Se întâmplă uneori că atunci când călătorim între două puncte să nu găsim inamici, pur și simplu găsim relicve în care găsim itemuri și călătorim eventual ne lovește o furtună de nisip, dar cam atât. Aici avem un personaj care ne așteaptă. Au și apărut pirații spațiali. Navele arată cam toate la fel în mare. Era un băiat nervos acolo. Tragem cu flare-uri, preventiv. Am dat și un critical. Se încarcă și acel rage. Este o bătălie masivă. Deja am pierdut un turn. Și lucrurile posibil să nu iasă prea bine pentru noi în această luptă. În clipa când nava fumegă, îți dai seama că ceva nu e bine deloc. Problema cu nava este că trebuie reparată dacă ia prea mult damage. Jocul arată și se mișcă bine pe Asus Zenfone Max. Ne băgăm niște rage. Și iată că am pierdut, am fost înfrânți. Și animația arată destul de bine. Ok, acum trebuie să mergem la hangar, să ne reparăm, facem niște upgrade-uri pentru că nu se mai poate așa. Iată, fumegă și va dura 4 minute să o reparăm sau cheltuim bolți, s-a reparat instant. Trecem la upgrade și durează jumătate de oră să facem upgrade-ul. Nu avem resurse, dar dacă cheltuim aceste resurse premium, iată, a fost upgradată. Mai departe, să vedem ce putem echipa. În acest moment avem acel cannon și acele lasere. Eu zic să trecem la niște rachete și la niște rachete mai puternice eventual. Cam atât ar fi de interes aici. Hai să revenim și la laser sau mai bine nu.
În vreme ce la zona de support avem scuturi, iată Beta Shield, care mai puternic decât flare-urile, dar flare-urile sunt sfânte. Hai să lăsăm acest shield, dăm OK. În această zonă vom primi zilnic niște pachete cu itemuri și hai să vă arăt cum stăm cu PvP-ul. Pirate Arena, aici ne vom întâlni cu jucători reali, ca și noi, și ne vom duela. Mi s-a părut că am văzut că scrie acolo Luis Constantin, posibil să mă fi înșelat, combinație interesantă de nume. Am găsit un Raven de nivel similar, Raven este nava, ulterior deblocăm alte nave, cu design foarte reușit. Pot spune că Ubisoft s-a revanșat oarecum pentru acel joc foarte slab driver, care în loc să aibă mașini, avea bărci în altă viteză și un stil de viață de cocalar în Miami. Nici măcar nu glumesc. Uitați-vă peste jocul Driver din Play Store și o să vedeți despre ce este vorba. Trebuie să simulați o viață bogată a unui pilot de embarcațiuni. Cumva nu mai tragem în el, nu știu ce se întâmplă. E interesant că avem opțiunea Surrender sus. Hai să încercăm să mai tragem un scut. Cred că am fost lovit cu ceva care mi-a blocat armele. Pentru că altfel nu înțeleg. Se pare că avem încă un booster. Și am făcut niște damage în plus. Observați că luptele în PvP durează un pic mai mult decât cele în mod single player. Weapon Rage, încercăm să tragem un scut, armele nu trag, ceva e putred aici, așa că dăm Surrender. Au câștigat inamicii, probabil că primim și noi ceva experiență și bolți și cam atât. Sunt surprins de faptul că în loc să fie un joc mai degrabă arcade, Ubisoft a insistat să pună și un fel de poveste, dialoguri. La un moment dat avem niște personaje de transportat care se îmbolnăvesc, ni se cere să le dăm jos din navă, apare o mică ceartă, este foarte interesant acel aspect. Aici avem harta, destul de complexă. E enervant că dacă am o misiune de făcut în această zonă a hărții, trebuie să trec din punct în punct, pierzând între timp tot felul de itemuri sau pierzând mai degrabă damage în lupte. Și în plus nu pot să ajung prin acest nod, trebuie să iau undeva separat ca să ajung unde vreau. În fine, ajungem aici, pornește încă o luptă. Este un fel de shooter static cu nave, pe bază de swipe-uri, cu ceva poveste, un PvP destul de greuț și nave care arată binișor, plus destul de multe arme, surprinzător de multe arme. Critical hit, asta înseamnă să n-ai flare-uri, flare-urile ar fi blocat imediat rachetele inamicilor. Îi dă nota de 8,1 din 10, e distractiv, dar sesiunile de gameplay sunt cam scurte și nu simți cu adevărat că te joci pur și simplu pentru că faci swipe-uri și uneori nu simți ca au efect swipe-urile tale. Rachetele mele sunt interceptate și mai așteptăm să vină un rage, mai tragem un scuturi. Am luat o lovitură critică. Dar totuși l-am dovedit. Spuneam că lui Sandstorm, Pirate Wars, îi dăm nota de 8,1 din 10 la mobilisimo.ro. L-am jucat pe Asus Zenfone Max, ne-am distrat, dar că evident are și niște minusuri. Vă recomand să-l încercați măcar o dată. Dacă e genul vostru, o să vă placă. Dacă nu, mai are Ubisoft multe alte jocuri. Cam atât de la noi. La revedere!